Hello, wonderful friends again. Bună, oameni minunați, din nou. Thank you for your courage. Vă mulțumesc pentru curajul vostru. And I'm very happy with you. Și sunt foarte mulțumit de dumneavoastră. Because I saw you engaging in one another. Pentru că am văzut că ați vorbit unul cu altul și ați început să faceți ce v-am rugat. And really trying. Ați încercat cu adevărat. And God loves that. Și Dumnezeu iubește acest lucru. Now we go into a very important subject. Acum vom începe un subiect foarte important. It's called purifying the prophetic. Și se numește purificând revelația profetică. Because we want the prophetic. Pentru că vrem să profețim. But we want the real one. Dar vrem să profețim lucruri adevărate. And we don't want it to be contaminated by something else. Și nu vrem să ca acest lucru să fie contaminat de nimic altceva. So I'm going to tell you about a tragedy in my life. Așa că voi povesti o tragedie. A tragedy of a failed prophecy. O tragedie, un moment în care am profețit fals. I'll tell you what happened. Și o să vă povestesc ce s-a întâmplat. In 1977 I started prophesying. În 77 am început să profețesc. People were blessed. Oamenii au fost binecuvântați. People received healing. Oamenii au primit vindecare. People came to Jesus. Oamenii și-au dat, predat viața lui Iisus. Wonderful. Minunat. I was a young man. Eram tânăr. And then, in 1981, și apoi, în 81, the leader of our home group, liderul grupului nostru de casă, in fact, the wife of the leader, de fapt, soția liderului, got cancer. S-a îmbolnăvit de cancer. And she had been healed by God before. Ea fusese vindecată de Dumnezeu și înainte. And she had a strong security God would heal her again. Și avea o siguranță foarte puternică că Dumnezeu va vindeca din nou. She had a big tumor on her arm. Avea o tumoare mare pe umăr, pe mână. The doctors told her they would cut her arm. Doctorul i-a spus că trebuie să-i taie mâna. But she believed God could heal her. Dar ea a crezut că Dumnezeu va vindeca. Of course, there's promises in the scriptures about this. Sunt desigur foarte multe promisiuni în Biblie cu privire la acest lucru, la vindecare. And as a whole group, we were around her twice a week. Și acest grup ne întâlneam de două ori pe săptămână. To pray for her. Să ne rugăm pentru ea. One of this evening, I received this strong impulse to prophesy over her. Într-o seară am primit un impuls foarte puternic să mă rog pentru ea, să profețesc. And I prophesied over her. Și am vorbit cuvinte profetice. You will be healed. Vei fi vindecată. 2 months later, două luni mai târziu, she got a severe bleeding in the arms. A început să sângereze foarte puternic, rana de la mână. The doctors could not stop it. Doctorii nu au putut să oprească hemoragia. And they took off her arm. Și au tăiat mâna. And closed the veins. Au închis venele, au cusut. But it was too late. Dar era prea târziu. The cancer had spread through her head. Cancerul s-a răspândit până în cap. And she died 2 months later. Și a murit două luni mai târziu. It was a disaster. A fost un dezastru. First of all, we lost a dear friend. În primul rând, pentru că am pierdut un prieten drag. This brings a lot of sadness. Iar acest lucru produce multă suferință, tristețe. Secondly, iar în al doilea rând, the prophetic word was not fulfilled. Cuvântul profetic pe care eu l-am dat nu s-a împlinit. And so I thought, what happened? Așa că m-am gândit, ce s-a întâmplat? Because it didn't feel bad when I prophesied. Pentru că în momentul când eu am profețit, am spus acele cuvinte, nu m-am simțit rău, nu am simțit ca și cum ar fi fost corect. It felt completely normal. Am simțit complet normal, ca de fiecare dată. But obviously it was not fulfilled. Dar, în mod evident, nu s-au împlinit acele cuvinte. So you could say this is a false prophecy. Așa că ai putea să spui că a fost o profeție falsă. And then I said to myself, și mi-am spus mie însumi, if I cannot be sure that my prophecy is true, dacă nu pot să fiu sigur că ceea ce profețesc este adevărat, if there's no warning signal somewhere, dacă nu apare niciun semnal de alarmă, and it can be right or it can be wrong, ca să-mi dau seama că e greșit sau e corect, I'm going to stop. Mă voi opri. I'm not going to prophesy it and mostly it's right and sometimes it's wrong. I can't do that. Nu voi continua să profețesc și uneori va fi adevărat, uneori nu va fi adevărat. If I can't know before that this is not right, dacă nu pot să știu înainte să vorbesc că acest lucru este adevărat,
If I have no way to check that. Dacă nu am cum să verific profeția pe care urmează să o dau. And it just feels good, but it's wrong. Ci doar simt că este ok, dar totuși este greșită. And I was not like in sin or something. Și nu este ca și cum aș fi fost în păcat, aș fi păcătuit înainte să vorbesc. Stop. Atunci mă voi opri. Then, of course, other people were accusing. Iar apoi, normal, ceilalți oameni m-au acuzat. Like, you're a false prophet. Ești un profet fals. Our church decided to stop prophecy. Biserica noastră a hotărât să înceteze aceste profeții. They said, okay, if you receive revelation, write it down, give it to the elders. Și au spus așa, ok, dacă primești o revelație, o profeție, scrie-o pe o foaie de hârtie și dă-o mai marilor biserici, liderilor. They will deal with that in a board meeting. Ei vor discuta despre aceste profeții într-o întâlnire. And if they found it right, și dacă consideră că sunt adevărate cuvintele, it can be spoken 2 weeks later. Pot să fie vorbite către biserică 2 săptămâni mai târziu. Well, that's the end of prophecy. Și aceasta a fost sfârșitul profețiilor. Prophecy should be spontaneous. Profețiile ar trebui să fie spontane. And otherwise it dies. Altfel mor. So I stopped. Așa că m-am oprit. And I asked quite a few people, like, help me. Și am întrebat pe câțiva oameni, le-am cerut ajutorul. No one could help me. Nimeni n-a putut să mă ajute. There was no teaching on this. Nu era niciun fel de învățătură cu privire la acest subiect. And for half a year I did not prophesy. Și pentru o jumătate de an am încetat să mai profețesc. Until I met an old pastor. Până m-am întâlnit cu un pastor mai în vârstă. And I told him his my problem. Și am povestit despre problemele mele. And he started laughing. Și a început să râdă. I said, don't laugh at me. Și am spus, nu râde de mine, te rog. This is way too serious. Este mult prea serios pentru mine. But he said to me, dar mi-a spus, God, what did you expect? What did you expect? La ce te-ai așteptat? You loved this woman. Tu ai iubit-o pe această femeie. I mean, as a friend. Ca prieten, normal. And so your heart screamed. Așa că inima ta a strigat pur și simplu. She must be healed, she must be healed. Ea trebuie să fie vindecată, ea trebuie să fie vindecată. You were emotionally involved. Ai fost implicat foarte puternic emoțional. Compassionate. Ai avut foarte mare milă, compasiune față de ea. In your mind was just one voice. În mintea ta s-auzea doar o singură voce. She must be healed. Ea trebuie să fie vindecată, ea trebuie să fie vindecată. And so when you opened your mouth to speak the word of God. Așa că atunci când ți-ai deschis gura să vorbești cuvintele lui Dumnezeu. And you just took the receiving position. Și ai luat poziția de primire din partea lui Dumnezeu. That's CD of she must be healed, she must be healed. Acel CD care spunea în continuu, ea trebuie să fie vindecată, ea trebuie să fie vindecată. Was still playing. Era încă apăsat butonul play, încă se auzea acel, so you couldn't hear anything cuvinte, așa că nu ai putut să auzi nimic altceva decât acel lucru. And so this helped me. Iar acest lucru pe care mi l-a spus m-a ajutat. And from that day I developed teaching on purifying the prophetic. Și din acea zi am început să dezvolt o învățătură cu privire la purificarea cuvintelor profetice pe care le primești. In fact, you can't find it anywhere else. Lucruri pe care nu le găsești niciun de altundeva. I'm now making a book in English about this. Scriu acum o carte și în engleză despre acest subiect. But I'll tell you what I found. Dar aș vrea să povestesc ce am descoperit. Because mostly people divide prophecy in 2 categories. Pentru că de cele mai multe ori oamenii împart profeția în 2 categorii. There's the true prophecy. Profețiile adevărate. And there's the false prophecy. Și false, cele false. And that's not true. Și nu este adevărat. There's true prophecy. Există profeții adevărate. There's false prophecy. Există profeții false. And there's prophecy with soulish contamination. Și există profeții contaminate de suflet. And it even happens in the Bible. Și se întâmplă și în Biblie. It happens in the Bible. S-a întâmplat și în Biblie. I'll show you. Vă voi arăta. We go to Acts chapter 20. Faptele Apostolilor, capitolul 20. Acts chapter 20, verse 22. Versetul 22. Till 24.
până la 24. Și acum iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Okay. So, Paul says, I am compelled by the Holy Spirit to go to Jerusalem. Pavel spune, sunt înștiințat și împins de Duhul să mă duc la Ierusalim. So the Holy Spirit speaks to him. Deci Duhul Sfânt îi vorbește. Go to Jerusalem. Du-te la Ierusalim. No way out, go to Jerusalem. Nu este nicio altă cale de ieșire, du-te la Ierusalim. He says at the same time, there are a lot of prophetic words in every town. În același timp, foarte multe alte cuvinte profetice în fiecare oraș care îmi spun that when I'm in Jerusalem, I will suffer. Că atunci când voi fi în Ierusalim, voi suferi. Yes? Did we all read that? Am citit cu toți același lucru? From day to day, the Holy Spirit convinces me that I'll suffer. În fiecare zi, Dumnezeu mă înștiințează că voi suferi la Ierusalim. So I think in every city where Paul came, prophets said, you're on your way to Jerusalem, but there'll be suffering. Și cred că în fiecare oraș în care Paul ajungea, erau profeții care îi spuneau, îl înștiințau despre suferința lui de la Ierusalim. So the revelations have two facts. Așa că revelațiile au două, bazate pe două fapte. You must go to Jerusalem. Trebuie să mergi la Ierusalim. And there will be suffering. Și va fi acolo suferință. Clear. Clar. Now Paul comes in Tyre. Acum Paul ajunge în Tir. Chapter 21, verse 4. Capitolul 21, versetul 4. Yes, like that. Acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Do you read that? Ați citit și voi același lucru? It says that by the Spirit. Acolo spune că prin Duhul. They said, Paul, don't go. Îi spuneau lui Pavel să nu se suie. Now we have a problem. Avem o problemă acum. We have two spirits now. Avem două duhuri. One saying, Paul, go to Jerusalem. Unul care le spune, du-te la Ierusalim. And one says, don't go. Și unul le spune, nu te du la Ierusalim. In fact, Luke has a problem here. De fapt, Luke are o problemă aici. Because he disagrees. Pentru că el nu este de acord cu. Yes, he doesn't want Paul to suffer. Nu vrea ca Pavel să sufere. Because it's his friend. Pentru că este prietenul lui. And he loves Paul. Și îl iubește. He doesn't want that to happen. Nu vrea ca acest lucru să se întâmple. So what actually happens in Tyre? Deci ce se întâmplă de fapt în Tir? Even in this church are prophets. Chiar și dacă biserica au profeți. They know that Paul is on his way to Jerusalem. Ei știu că Pavel este pe drumul lui înspre Ierusalim. They feel Paul will suffer. Simt că Pavel avea să sufere. And they add something to it. Și ei adaugă ceva cuvintelor profetice. And what do they add? Și ce adaugă? Their personal emotion. Emoțiile lor personale. They don't want Paul to die. Ei nu vor ca Pavel să moară sau să sufere. So, while prophesying, oh, when going to Jerusalem, you will suffer, they add, don't go. Așa că în timp ce profețesc, Pavel, tu vei merge la Ierusalim și vei suferi, ei mai adaugă, nu te du acolo. The strange thing is, Luke doesn't say this is false prophecy. Lucru ciudat este că Luca nu spune că aceasta este o profeție falsă. So this problem is as old as the church. Așa că această problemă este la fel de veche precum biserica. And we call it soulish contamination of the prophetic word. Și numim acest lucru o contaminare contaminare sufletească a cuvintelor profetice. This is not done deliberately. Nu este făcut în mod voit. It doesn't come from the devil. Nu vine de la diavol. It comes from the emotions. Vine din emoții, este provocat de emoții. And the person who does it doesn't even realize. Și persoana care face acest lucru nici nu își dă seama. It happens. Se întâmplă. And this is the main cause for wrong prophecies. Și aceasta este cauza principală a profețiilor false, între ghilimele.
And when you ever had a prophecy that was not fulfilled, dacă ai avut odată o profeție care nu s-a împlinit, in the next hour you'll know why. În următoarea oră vei înțelege și de ce. And if you once prophesied yourself and it was not fulfilled, și dacă ți-ai profețit ție și nu s-a împlinit, you'll now realize why it happened. Vei înțelege de ce. I found about 16 points. Am ajuns la 60 de puncte în that can influence prophecy. În studiul care l-am făcut eu, care pot influența prorocia. If you want to put it under one word, dacă vrei să le pui pe toate totuși sub un singur cuvânt, the word is neutrality. Cuvântul este neutralitate. The key word is neutrality. Cuvântul cheie este neutralitate. But I'll explain how it works. Și voi explica cum voi explica. So we're talking now about sources of contamination. Vorbim acum despre surse ale contaminării. Or even sources that completely change the word. Sau surse care schimbă complet cuvântul profetic. The first one, obviously, primul, în mod evident, is emotional engagement in the form of compassion. Este compasiune. Implicarea emoțională sinonim cu compasiunea. Când simți compasiune pentru cineva. So there's someone who is suffering. Este cineva care suferă. And you're compassionate. Și ție ți este milă de acea persoană. Because you love that person, know that person. Pentru că ori o știi, o iubești. It touches your heart. Îți atinge inima. You want that person to be healed. Vrei ca acea persoană să fie vindecată. Even in the scriptures. Avem aceste întâmplări și în Biblie. And so while prophesying, așa că în timp ce profețești, there's this compassion, like something must happen. Iese afară acea compasiune care spune ceva trebuie să se întâmple. God must do something. Dumnezeu trebuie să facă ceva. So you open your mouth, you're sensitive. Îți deschizi gura și în mod sensitiv, emoțional. And in fact, your emotions speak. Și de fapt, emoțiile vorbesc prin tine. That's the first one. Acesta este primul punct. The second one. Al doilea. Is righteous indignation. Este când ești simți că persoana n-ar trebui să fie neprihănită să se întâmple ceva, adică righteous indignation. Okay. Suppose someone comes to you. Să presupunem că cineva vine la tine. Un creștin. He says, yesterday I lost my job. Și spune, ieri mi-am pierdut slujba. My employer accuses me of stealing. Angajatorul meu mă acuză că am furat. I've been working there for 25 years. Dar am lucrat la această firmă de 25 de ani. I'm Christian. Sunt creștin. I never steal. Niciodată nu fur. So what happens? Ce se întâmplă? You get angry. Te enervezi. You get angry. Te enervezi. Indignation. Ești indignat. And so what do you want? Și ce vrei? Well, whether that he can return to his job and his employer make excuses. Păi dorești ca acea persoană să se întoarcă la slujba unde a fost dat afară și angajatorul să își ceară scuze. Or that God gives him a better job. Sau ca Dumnezeu să-i dea o slujbă mai bună. So you're in that way, you want that to happen. Deci îți dorești ca acest lucru să se întâmple. So you're not longer emotionally neutral. Deci nu mai ești neutru din punct de vedere emoțional. You're emotionally involved. Ești implicat emoțional. So now you want to receive from God. Acum tu vrei să primești de la Dumnezeu. And what will come is like God will justify you and he will provide. Și ceea ce va veni pe gura ta sunt cuvinte. Dumnezeu va justifica ceea ce tu crezi că trebuie să se întâmple. Because that's what's in your heart. Ori o slujbă mai bună sau orice altceva, pentru că asta este în inima ta. And you really think this is God. Și crezi cu adevărat că este Dumnezeu ceea ce îți vorbește. You didn't realize you lost your neutrality. Dar nu ți-ai dat seama că ți-ai pierdut neutralitatea. Next one. Față de situație. Următorul punct. Enthusiasm. Entuziasm. Of course we all want to be enthusiastic. Cu siguranță toți vrem să fim entuziaști. I'll explain. Și voi explica acest lucru. We had a wonderful prayer meeting. Am avut o întâlnire de rugăciune extraordinară. Joy of the Lord. Bucuria Domnului.
And that was suddenly some of us, one person, saw a vision. Și apoi dintr-o dată o persoană, cineva dintre noi, a avut o viziune. He saw a chariot with six horses. A văzut o căruță cu șase cai. Coming from oversea. Care vine dinspre mare. Straight to our village. Direct înspre satul nostru. And from our village, the horses spread all over the world. Și înaintea satului nostru, caii se împrăștesc și merg în diferite direcții. And he says, this is the word of God. Acesta este, și el spune, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Revival will start in our village. Trezire va avea loc în satul nostru. And from our village. Și din satul nostru. It will spread all over the world. Se va răspândi în toată lumea. Amin. Well, this happens in every country. Acest lucru se întâmplă în fiecare țară. And it's just not true. Și nu este adevărat. But in the atmosphere of excitement. Dar în cadrul unei atmosfere entuziaste, plină de entuziasm, we have over the top prophecies. Profețim cumva din ce simțim. Plin de entuziasm. And when you have those great prayer meetings. Și chiar dacă avem întâlniri de rugăciune extraordinare, you get prophecies like this. Primești profeții de genul. You won't die before Jesus comes back. Tu nu vei muri înainte ca Iisus să se întoarcă. I have some friends who received those prophecies. Am câțiva prieteni care au primit astfel de profeții. They're now in the grave. Și acum sunt în mormânt. And probably the rapture has already taken place. Și probabil că răpirea a avut deja loc. And we are all left behind. Și noi am rămas în urmă toți. Okay. So, how can you explain those kind of prophecies? Deci cum putem să explicăm aceste profeții? They're influenced by enthusiasm. Sunt influențate de entuziasm. Enthusiasm is okay. Entuziasmul este okay. But if you want to prophesy, dar dacă vrei să profețești, you must be neutral. Trebuie să fii neutral. And that can sometimes be difficult. Iar acest lucru poate uneori fi dificil. Then don't prophesy. Atunci nu profeții. And so this happens all the time. Acest lucru se întâmplă mereu. And I've been around quite a while. Am fost în sunt pe aici de ceva timp. I mean, I've been around in charismatic movement for more than 40 years. Mă refer la lumea carismatică. Everywhere revivals were announced. Peste tot trezirile au fost anunțate, proclamate. Within now and 3 months. Cu mențiunea de acum până în maxim trei luni. We'll have revival. Vom avea trezire. Within now and a year. De acum, 1 million Dutch people will turn to Jesus. De acum și până în maxim într-un an de zile, 1000 de olandezi se vor întoarce la Hristos. We had it all. Le-am avut tot felul de profeții, am auzit. And it was never substantiated. Dar niciodată nu au fost bazate pe fapte. So what is pe fapte. This? Deci ce este acest lucru? It's enthusiasm. Este entuziasm. And I'm not going to accuse. Și nu voi acuza, nu vreau să acuz. And it's not about a false prophecy. Nu este vorba despre o profeție falsă. But it's enthusiasm. Ce este entuziasm? And when we have this enthusiastic mood, and I love enthusiasm, really. Și când suntem în această stare de entuziasm, people make over the top statements. Oamenii declară tot felul de declarații, fac tot felul de declarații din entuziasm. So now I'm a bit more careful. Așa că acum noi suntem puțin mai atenți. And I'm always ready for revival. Și sunt tot timpul gata pentru o trezire. And I'll see when it comes. Și voi vedea când va veni. But then people start announcing it like within now and 3 months. Dar când oamenii încep să o anunțe de acum până în 3 luni de zile, I think, okay, you didn't tell me. Mă gândesc, ok, nu mi-ai spus nimic, voi vedea. I'm open. Sunt deschis, aștept. But when it's not happening, dar dacă nu se întâmplă, I know it's enthusiasm. Știu că a fost entuziasm. Okay. Next one. Următorul punct. Is prejudice. Este prejudecare, prejudecăți. There are two kinds. Sunt două feluri. The positive one. Cea pozitivă. And the negative și negativă. So suppose in here. Să presupunem că în această sală. Famous pastor. Vine un pastor faimos. Well, I don't know who is the most famous Romanian pastor. Nu știu care este cel mai faimos pastor român. But someone very famous. Dar cineva pe care lumea îl cunoaște foarte bine. And now you're asked to bless that person and prophesy over that person.
Și tu ești rugat să te rogi pentru acea persoană și să-i profețești. So I'll joke a bit about this. Voi spune o glumă cu privire la acest lucru. So like, this is an evangelist that travels the world. Este vorba de un evanghelist, care circulă prin toată lumea. And now I'm going to supposed to pray for him. Și eu acum trebuie să mă rog pentru el. And prophesy. Și să-i spun cuvinte profetice. This man. Și mă uit la el, omul ăsta. And so we start. Așa că încep. This is the word of God. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. I'll bless you. Te binecuvântez. I'll bless you even more. Te binecuvântez și mai mult. And even much more. Și mai mult. You'll travel new continents. Voi călători peste continente. Yes, even to the moon. Chiar și până la lună. You know, because we are prejudiced. Pentru că ai anumite prejudecăți cu privire la el, pozitive sau pozitive. And so we start flattering. Așa că începem să-l flatăm. And sometimes people do that with me. Și uneori oamenii fac acest lucru și cu mine. When I prophesy for a person, they prophesy for me. Când îi spun cuvinte profetice unei persoane și acea persoană îmi spune și ea mie apoi. And it's just flattering. Și e doar cuvinte de flatare. I'm not angry. It's okay. Nu sunt supărat, e ok. But this is not really prophecy. Dar acest lucru nu este cu adevărat profeție. This is prophecy inclusive positive prejudice. Este o profeție incluzând idei prejudecăți, da, prejudecăți pozitive. There can also be a negative prejudice. De asemenea, pot să fie și prejudecăți negative. So one day, într-o zi, a man came to our healing room. Un om a venit la camera noastră de vindecare. I just heard about him the night before. Am auzit despre el cu o seară înainte. The elders of the church spoke with me about him. Bătrânii bisericii mi-au povestit despre el. And they told me the story. They said this man, și spuneau că acest om, has a big debt. Are o datorie foarte mare. And so his family is in problems. Așa că familia lui are probleme din cauza acestui lucru. The church lent him the money. Biserica i-a împrumutat bani and provided for a new job so that he could repay. Și l-a ajutat să-și găsească un nou loc de muncă ca el să poată plăti datoria. But after 3 days, dar după 3 zile, he left the job. El a părăsit acel loc de muncă because he had a conflict over lunch hour. Pentru că a avut un conflict cu privire la orele de prânz. He had hunger at 12. Lui era foame la ora 12. And the boss said, lunch hour is at 1. Și șeful i-a spus, ora de masă este la ora 1. He says, but I'm hungry now. Dar el a spus, dar mie mi-e foame acum. And the boss says, you work now. Și șeful i-a spus, nu, tu vei munci acum. At 1 you can eat. La ora 1 poți să mănânci. But I want to eat now. Dar eu vreau să mănânc acum. No, you will work now. Nu, acum vei lucra. So after 3 days he left the job. Deci după 3 zile de muncă a plecat. Și a dat demisia. Had a big problem. Și bordul bisericii a avut o mare problemă. Because the money will not be repaid. Pentru că banii nu vor fi replătiți. And at the end of the year, așa că la sfârșitul anului, the church board has to tell the congregation. Bordul bisericii trebuie să vorbească cu congregația, cu toată congregația. We took your money. Și să le spună, noi am luat banii voștri proveniți din colete. We gave it to him to pay his debts. I-am dat acestui om să-și plătească datoria. And it's gone. Și nu i-am mai primit înapoi. That's a big problem for a church board. Aceasta este o problemă foarte mare pentru conducerea unei biserici. Because people are not going to put any more things in the offering. Pentru că oamenii nu vor mai pune bani în colete de acum înainte. When it's wasted. Când acești bani sunt risipiți. So I just heard the story. Așa că am auzit această poveste. And the next day I see this man coming in the healing room. Și în următoarea zi îl văd pe acest om intrând în camerele de vindecare. Now, I've grown up with discipline. Eu sunt obișnuit cu disciplină. I'm a Dutch Calvinist. Sunt un olandez. We know just one word. Și știu doar un cuvânt. Discipline. Disciplină. Control. Control. Work hard. Să muncești din greu. Don't be a loser. Nu fii un eșec. Have success. Învață să ai succes. That's the way I was brought up. Acesta este modul în care eu am crescut. Now comes this man. Și acum vine acest om. He is a loser. Este un ratat. According to my background, he's lazy.
cu privire la lucrurile care eu am fost învățat, el este un ratat. My background, he should have some spanking. El ar trebui acum să fie puțin bătut. He needs some discipline. Disciplina. But in healing room, dar în camerele de vindecare, I'm not doing counseling. Eu nu fac consiliere. In healing room, în camerele de vindecare, I'm representing the heart of God. Eu reprezint inima lui Dumnezeu. In healing room, I should look with the eyes of God. În aceste camere, eu vreau să mă uit cu ochii lui Dumnezeu. And speak the word of God. Și să vorbesc cuvântul lui Dumnezeu. My opinion is of no importance. Părerea mea nu are nicio importanță. Whatever I think about him, it's of no importance. Orice aș crede eu despre acest om nu are importanță. Because this is the presence of God. Pentru că aici este prezența lui Dumnezeu. Not my presence. Nu prezența mea. So I saw him coming. Așa că îl văd venind. And I thought, what now? Și mă gândesc, nu acum. I have a prejudice. Eu am prejudecăți cu privire la acest om. I have opinion. Mi-am format deja o opinie cu privire la acest om. But I cannot speak from my opinion. Dar nu pot să vorbesc din perspectiva opiniei mele. This is the place of the presence of God. Acesta este locul prezenței lui Dumnezeu. So I can't do that. Așa că nu pot să fac acest lucru. And I thought, can I get rid of my prejudice? Și atunci m-am gândit, pot oare cumva să scap de prejudecățile care le am? So I went to the toilet. Așa că m-am dus la baie. And I flushed my prejudice. Și am aruncat toate prejudecățile la toaletă. And so when he came in the ministry room, așa că în momentul în care el a intrat în cameră, I took the attitude of not knowing who he was. Am luat această atitudine a nu știu nimic despre tine, nu știu nimic ce se întâmplă. Otherwise, I could not present the word of God to him. Altfel nu aș fi putut să-i prezint cuvântul lui Dumnezeu. The word of God was very strange. Și cuvântul lui Dumnezeu a fost foarte ciudat. I started prophesying. Am început să-i spun cuvinte profetice. And the Lord says, și Dumnezeu îi spune, I am not like your own father. Eu nu sunt ca și tatăl tău. Who always criticized you? Care mereu te-a criticat. I am not like your schoolmaster. Eu nu sunt ca și învățătorul tău. Who always criticized you? Care mereu te-a criticat. I have unconditional love for you. Eu te iubesc necondiționat. And this man started crying. Și acest om a început să plângă. And his life started changing. Și viața lui a început să se schimbe. But I needed to give up my prejudice. Dar a fost nevoie ca eu să-mi arunc toate prejudecățile înainte. And turn to neutrality. Și să mă aflu din nou în punctul de neutralitate. Otherwise, I would have mixed the two things. Altfel, aș fi combinat ceea ce știu eu și profeția din partea lui Dumnezeu, aceste două lucruri. He had enough criticism in his life. Și probabil că a avut parte de foarte mult criticism în viața lui. Okay. We come to the next one. Ok, următorul punct. Pre-knowledge. Cunoștințe dinainte stabilite, prestabilite. Ce știi dinainte despre ceva. So, if a person comes, dacă o persoană vine la tine and you know he has no job, și știi că nu are de muncă, or you know he is looking to find a partner, sau încearcă să-și caute un partener de viață, or you know he has a disease, sau știi că are o boală. So you know where his problems are. Știi care sunt problemele. So now you want to prophesy. Și acum vrei să profețești în viața lui. And you know these things. Dar cunoști toate aceste lucruri despre el. So this knowledge might influence you. Această cunoștință te-ar putea influența. So I'll give you an example. Să vă dau un exemplu. A woman comes in. O femeie intră. She definitely wants to find a husband. Și își dorește cu disperare să își găsească un soț. You know that. Știți acest lucru. So you want to prophesy. Și vrei să profețești în viața ei. And you see her in a white dress. Și o vezi într-o rochie albă. Because you know she is not yet married. Pentru că știi că ea nu este încă căsătorită. You immediately conclude, I see you in a wedding dress. Tragi concluzia imediată, te văd într-o rochie de mireasă. You are. Tu vei avea un soț. Maybe that's not the message. Dar poate nu acesta este mesajul. Maybe God wants to say, I see you white without blame. Poate Dumnezeu vrea să spună te văd albă fără vină. But because
because we know that she's looking for a husband. Dar pentru că știm că ea caută un soț. We interpret the word. Interpretăm cuvintele pe care le-am auzit. In a certain direction. Într-o anumită direcție. So pre-knowledge. Așa că această cunoștință prestabilită este puțin periculoasă. That's why in healing rooms we don't allow a person to give us a lot of information. Așa că de aceea în camerele noastre de vindecare nu le cerem oamenilor să ne dea foarte multe informații. And we want to go with hardly any information. Și vrem să începem această ședință cu cât mai puține informații. So that we can just receive from God. Ca să putem să primim de la Dumnezeu. Okay, so that's pre-knowledge. Well, next point is. Următorul punct este. If you are related, befriended, or even in love. Dacă ești prieten, îndrăgostit sau o cunoști foarte bine pe persoana respectivă. Okay. So this is the way you are connected to the person that you want to prophesy over. Ești conectat într-un mod din acestea trei sau ești foarte apropiat de persoana respectivă. If a family member comes to the healing room. Dacă, de exemplu, un membru al familiei vine la aceste camere de vindecare. The team member who is related. Membrul echipei care este, care se află într-o relație de prietenie, dragoste sau oricare ar fi cu această persoană. Will voluntarily leave the team. Se va oferi în mod voluntar să părăsească echipa. And have herself or himself replaced by someone else. Și să fie înlocuit de altcineva. That's just a kind of golden rule. Este o regulă de aur. That we do not minister to family members. Că noi nu slujim membrilor familiei. It's not forbidden. Nu că este interzis. But it's wisdom. Dar este înțelepciune. The same if a close friend. De asemenea, și dacă un prieten foarte apropiat. Comes for ministry. Vine să-i se slujească. You voluntarily withdraw. Te vei oferi voluntar să părăsești echipa. Because it's more difficult to prophesy over someone that you love. Pentru că este mult mai dificil să profețești în viața cuiva pe care îl iubești. Automatically involved. Pentru că ești implicat emoțional în mod automat. The worst thing is when you are in love. Cel mai rău este când ești îndrăgostit. It's disastrous. Este dezastruos. And this happens all the time. Iar acest lucru se întâmplă mai mereu. It happens all the time. Mai mereu. I've been witnessing this. Am fost martor la câteva situații. Of course, God wants to guide you in finding a partner. Cu siguranță Dumnezeu vrea să te călăuzească să-ți găsești un partener. And I might even talk about that. Și cred că vei vorbi și despre acest lucru. But it happens so often. Dar se întâmplă atât de des. That a young man goes to a beautiful girl. Ca un băiat se meargă la o fată frumoasă. And tells her. The Lord spoke to me. Și să-i spună, Domnul mi-a vorbit. That you're going to marry me. Că tu te vei căsători cu mine. And the poor girl. Și săraca fată. Gets very nervous. Devine emoționată. Because she doesn't really like the guy. Pentru că ea nu-i place cu adevărat de băiatul ăsta. But when God speaks. Dar dacă Dumnezeu vorbește. I mean, and you don't obey. Și tu nu asculți. Well, maybe you'll never get married. Poate nu te vei căsători niciodată. So they go. Așa că merg împreună. And I have witnessed this. Și am fost martor la acest lucru. Resulting in marriage. Rezultatele acestei căsătorii. And just like 2 years later, ending in divorce. Și 2 ani mai târziu au divorțat. But then there was already a child. Dar deja au avut și un copil. So this is a very dangerous thing. Este un lucru foarte periculos. When you are in love with someone. Când ești îndrăgostit de cineva, to prophesy over that person. Să încerci să profețești în viața acelei persoane. Because you're very much prejudiced. Pentru că ai foarte multe prejudicii. And so you can maybe prophesy over a woman when you have not yet emotional connection. Poți să rostești cuvinte profetice în viața unei femei când încă nu ești conectat emoțional. But when you do have emotional connection. Dar dacă ești deja conectat emoțional, you cannot prophesy about her. Nu poți să profețești în viața ei. If you think she is the right one, just ask her. Dacă tu crezi că ea e cea potrivită, întreabă-o. And say, I like you. Și spune, îmi place de tine. What do you think? Ce crezi? You know.
But don't tell her. Dar nu-i spune. The Lord told me. Domnul ne-a spus. And you must. Și tu trebuie. It even happened to me that a woman who fancied me. Mi s-a întâmplat chiar și mie personal, o femeie care se gândea la mine. And she told me like the Lord told me that you must marry me. Și mi-a spus, uite, Domnul mi-a spus, tu trebuie să te căsătorești cu mine. And she kept doing that. Și continua să fac acest lucru. So at a certain point, I was in Romania. Așa că, la un moment, eram în România atunci. And she mailed me again. Și mi-a scris încă o dată un e-mail. And she said, the Lord strongly confirmed to me, in by His word, that you're going to marry me. Și mi-a spus încă o dată, Domnul mi-a confirmat puternic că tu vei căsători cu mine. And so by now you must have received the same word from God. Așa că până acum și tu trebuia să fi primit același cuvânt de la Dumnezeu. And even other people around me, prophetic people, confirmed it. Și chiar și oameni din jurul meu, oameni care aveau cuvinte profetice, au confirmat acest lucru. And for several times I already said no. De câteva ori deja spusesem nu. So I got a bit angry. Așa că deja am început să mă enervez puțin. And I mailed her. Și am scris înapoi un e-mail. I said, listen, I'm going to emigrate to Romania. Și am spus, uite, voi emigra în România. And probably I'll marry a Romanian. Și probabil voi căsători cu o româncă. And then she mailed me. Și apoi mi-a răspuns. She said, if you leave Holland. Și a spus, dacă părăsești Olanda. God will take away your anointing. Dumnezeu îți va lua ungerea. And I still have it. Și încă o am. Ungerea este încă în viața mea. But if you are insecure, dar dacă ești nesigur, this gets very confused. Acest lucru poate să devină foarte confuz. So as long as you're not emotionally involved, așa că atât timp cât nu ești implicat emoțional, you can hear from God. Poți să auzi de la Dumnezeu. But as soon as you are emotionally involved, dar dacă deja ești implicat emoțional, don't prophesy for that person. Nu rosti cuvinte profetice pentru acea persoană. No. You can also be influenced by the person that wants prophecy. În același mod, tu poți să fii influențat de persoana care își dorește cuvinte profetice de la tine. It often happens that if I want to prophesy, se întâmplă deseori că dacă vreau să profețesc, that person starts speaking. Acea persoană începe să vorbească. Like, you know, I have this problem and that problem and that problem. Știi, am problema asta și asta și asta. Acum te rog să profețești. So when it happens here, când mi se întâmplă asta? They speak in Romanian. Ei vorbesc în țară, când mi se întâmplă asta în România, ei vorbesc de obicei în românește. And I don't yet understand. Și nu înțeleg. And my interpreter wants to interpret. Și translatorul meu vrea să-mi traducă. I said, no. Și spun nu. I don't want to know. Nu vreau să știu. I want to be neutral. Vreau să fiu neutru. So the person that you prophesy over can try to influence you. Așa că persoana căruia vrei să-i profețești poate să te influențeze. That's why I don't want to hear a story before I prophesy. De aceea nu vreau să aud povestea vieții ei sau orice poveste înainte să-i profețesc. Because they are putting things in your mind. Pentru că prin aceasta tu te gândești la anumite lucruri și ai deja anumite lucruri prestabilite în mintea ta. And I don't want that. Și nu vreau acest lucru. I'll give an example. Să vă dau un exemplu. One day I prophesied over a man. Într-o zi îi profețeam unui bărbat. I didn't want to hear the story. I started prophesying. Nu am vrut să aud povestea vieții lui, așa că am început direct să-i profețesc. The word was like this. Și cuvântul a fost în felul următor. Do not proclaim the negative things that happened in your life. Nu proclama lucrurile negative care s-au întâmplat în viața ta. Because in proclaiming these things, pentru că în momentul când faci acest lucru, când proclami aceste lucruri negative, tu îți blochezi viitorul. And those negative things and proclaiming those negative things. Iar aceste lucruri și proclamarea acestor lucruri negative are like an iron chain and ball on your leg. Sunt ca un lanț de fier și o bilă de fier legată de piciorul tău. That prevent you from moving forward. Care te împiedică să mergi înainte. So the Lord says, focus on me and not on your problems. Și Dumnezeu îți spune, concentrează-te asupra mea și nu a problemelor. And I'll solve it for you. Și eu le voi rezolva pentru tine. So I finished the prophecy. Și așa că am terminat profeția. He said, but you don't know what happened to me. Și mi-a spus, dar tu nu știi ce mi s-a întâmplat mie. I said, no. Nu. Well, my father was put in prison. Păi, my
my father was put in prison. Tatăl meu este închis, este în închisoare. And we have very little money. Și avem foarte puțin bani. So we suffered hunger. Așa că suferim de foame. I said, okay, I understand, but și am spus, ok, înțeleg. Do not proclaim the negative things. Dar nu proclama aceste lucruri negative. Yes, but you don't know what happened. Da, dar tu nu știi ce s-a întâmplat. Then the neighbor came and he beat me with the stick. Apoi un vecin a venit și m-a lovit cu o bâtă. Nu proclama aceste lucruri negative care ți s-au întâmplat. Yes, but you don't know what happened to me. Da, dar tu nu știi ce mi s-a întâmplat. And then the other neighbor came. Și apoi celălalt vecin a venit. And he beat me also with a stick. Și el m-a bătut. But he beat me so hard. Dar m-a bătut atât de rău. That I started stammering. Că am început să mă bâlbi. I said, do not proclaim the negative things. Și am spus încă o dată, nu proclama lucrurile negative. Yes, but you don't know. Da, dar tu nu știi. I said, Lord, what must I do with this man? Și am întrebat pe Domnul, Doamne, ce să fac cu acest om? You know what the Lord answered? Și știi ce mi-a spus Dumnezeu? The Lord answered, this man is self-pitying. Acest om se compătimește. I cannot help him. Nu pot să îl ajut. Neither can you. Și nici tu nu poți. And so in a friendly way. Așa că într-un mod prietenesc. We have blessed him and let him go. L-am binecuvântat și l-am lăsat să plece. But we could not help him. Dar nu am putut să-l ajutăm. He chose to live in self-pity. El a ales să trăiască în compătimire. And self-pity is a very bad thing. Iar această autocompătimire este un lucru foarte periculos. I know that. Știu acest lucru. Because I was very good in it. Pentru că eu am fost foarte bun la acest lucru. Self-pity. Autocompătimire. I'll explain you quickly. Voi explica rapid. When you self-pity, când te autocompătimești, you surround yourself with lies. Te înconjori cu minciuni. No one loves me. Nimeni nu mă iubește. Life is against me. Viața este împotriva mea. They are big and I am small. Ei sunt mari, eu sunt mic. I'll never have a proper chance in life. Nu voi avea niciodată o șansă cu adevărat bună în viață. My life has no hope. Viața mea nu are speranță. It will never be better. Niciodată nu va fi mai bine. Even God is forgetting me. Chiar și Dumnezeu m-a uitat. By surrounding yourself with lies. Te înconjori cu aceste minciuni. And your little and your big pain. Și durerea asta mare. You become a cave dweller. Și devii un locuitor în peșteră, un om care locuiește în peșteră. There's a problem with caves. Este o problemă cu aceste peșteri. God never goes in caves. Dumnezeu nu intră niciodată acolo. God always stays in the light. Dumnezeu stă în lumină. So he'll come to the entrance of the cave. Așa că vino la intrarea în această peșteră. And tell you, get out. Și va veni el la intrarea în această peșteră și va spune, ieși afară. Yes, but it feels so good. Da, mă simt așa de bine aici. Self-pity feels so good. Mă simt așa de bine să mă autocompătimesc. I'm so small. Sunt atât de mic. No one loves me. Nimeni nu mă iubește. Close the curtains. Închizi. Tragi perdeaua. And then you think God left you. Și apoi crezi că Dumnezeu te-a părăsit. He is at the entrance of the cave. Dar el este la intrarea peșterii. But you have to come out. Dar tu trebuie să ieși afară. There is the blessing. Acolo este binecuvântarea. Not in the cave. Nu în peșteră. God won't come there. Dumnezeu nu va intra acolo. You know, Elijah once was in a cave. Elia a fost odată într-o peșteră. On Mount Horeb. Pe muntele Horeb. And then God came. Și Dumnezeu a venit. And he came out of his cave. Și el a ieșit din peșteră. And God says, what are you doing here, Elijah? Și Dumnezeu l-a întrebat, ce faci tu aici, Elie? Well, they killed all the prophets. E bine, au omorât pe toți profeții. And now they want to kill me. Și acum ei vor să mă omoare și pe mine. I'd rather die. Aș prefera mai bine să mor. That's what he said. Așa a spus Elie. And God said, come here. Și Dumnezeu i-a spus, vino aici. I have a new commission for you. Am o nouă poruncă pentru tine. You're going to anoint Hazael as king over Aram. Îl vei unge pe Hazael ca și proroc, ca și as king over Aram. Ca și rege. You're going to anoint Elisha. Îl vei unge pe Elisei ca și profet.
And you're going to anoint Jehu as king of Israel. Și pe Jehu ca și rege al Israel. And so those that won't be killed by Elisha. Așa că cei care vor fi omorâți will be killed by Jehu. Vor fi omorâți de Jehu, de împărat. And those that don't be killed by Jehu. Și cei care nu vor fi omorâți de împărat will be killed by Hazael. Pe Jehu vor fi omorâți de Hazael. So God is just upscaling the size of the war. Așa că Dumnezeu aduce războiul la un nivel mult mai înalt. No retirement for Elijah. Nu este pensionare pentru Ilie. Just go on and stronger than ever. Du-te înainte mai puternic ca niciodată. So this about that people try to influence you in prophecy. Asta se întâmplă când oamenii încearcă să te influențeze în profeție. They want to hear certain things. Vor ca ei să audă de la tine anumite lucruri. Can be very funny. Și poate să fie foarte nostim. And yeah, maybe that's typically for Romania. Poate acest lucru este tipic pentru România. One day I prophesied over a man. Într-o zi am profețit unui bărbat. And when I finished prophesying. Și când am terminat. He said, I don't want to hear that. Mi-a spus, nu vreau să aud aceste lucruri. I want to hear something else. Vreau să aud altceva. I said, well, what do you want to hear? Păi și l-am întrebat, ok, și ce vrei să auzi? Well, I want to have an answer for my problem. Vreau să am un răspuns la problemele mele. I said, well, God didn't talk about it. Păi, mi-a spus Dumnezeu acest lucru. But maybe I can advise you. Poate pot să te sfătuiesc. He says, well, I have a problem. Și mi-a spus, uite, am o problemă. I was working for a company. Am lucrat pentru o companie. And the company went a little bit bad. Și compania a mers puțin înspre rău. But the company also owned an apartment. Dar această companie deținea și un apartament. And I bought this apartment. Și eu am cumpărat acest apartament. For 20,000 euros. Pentru 20.000 de dolari, de euro. And I got a mortgage with the bank to pay this 20,000 euros and buy the apartment. Așa că am împrumutat acest bani de la bancă ca să pot să plătesc apartamentul. But as all Romanians. Dar ca și toți românii. I cheated on the cadastru. Am înșelat cu cadastru. And I told the cadastru. Am mințit în legătură cu cadastru. I told the cadastru I bought it for 10,000 euros. Cadastru. Yeah. Cadastru. Cel care te... Ok. Și am spus acelui om de la întăbulare că am cumpărat acest apartament cu 10.000 de euro. So then I don't have to pay so much taxes. În felul acesta nu va trebui să plătesc așa de multe taxe. Yes, you understand this? Înțelegeți acest lucru? Yeah. Okay. So, 2 weeks later, the firm went bankrupt. Așa că 2 săptămâni mai târziu, firma a dat faliment. And the judge decided that the apartment had been sold too late. Și judecătorul a hotărât că apartamentul a fost vândut prea târziu. So the judge took the apartment. Așa că judecătorul a luat apartamentul and added it to the company. Și l-a adăugat companiei, bunurilor companiei. And this man just got 10,000 euros. Iar acest om tocmai a primit 10.000 de dolari. De euro. Because that was the amount on the cadastru. Pentru că acesta a fost suma ca pe cadastru, pe întăbulare. So now he had nothing. Acum el nu avea nimic. No apartment. Nu apartament. But he did have a debt of 10,000. Dar avea o datorie de 10.000 de euro. And he wanted me to give a prophetic word that the money would be returned to him. Și vrea ca eu să dau un cuvânt profetic că acești bani vor fi înapoiat. I said, well, you're a Christian. Și am spus, tu ești creștin. Even if everyone does it. Și chiar dacă toată lumea face acest lucru. But if you cheat. Dacă înșel. God is not going to make up for you. Dumnezeu nu va recompensa acest lucru în bine. Because it's cheating. Pentru că este înșelătorie. So maybe there will be grace. Poate va exista har în viața acestui om. But you know, people by their words they would like to manipulate the prophet. Dar oamenii, prin cuvintele lor, încearcă să manipuleze profeția. No. Acum. The next two points. Următoarele 2 puncte. The outward appearance of a person. Aparența exterioară a unei persoane. So outward appearance is like beauty. Înfățișarea exterioară.
frumusețea, beautiful eyes, ochi frumoși, tears, lacrimi, and the way a person dresses, modul în care această persoană se îmbracă. I need you. I need a volunteer. Am nevoie de un voluntar. Okay. I'm not going to hurt you. Nu se face nimic. Okay, what is your name? Roxana. Roxana. Okay, Roxana. Look at Roxana. Uitați-vă la Roxana. She is very beautiful, don't you think? Yes, e foarte frumoasă, nu credeți? I'm not going to hurt you. Nu se face nimic rău. Ok. So, she has beautiful eyes. Ea are ochi foarte frumoși. And she has beautiful hair. Did you see this one? Ați văzut și acrapa din părul ei? So, she likes beautiful stuff. Îi plac lucrurile frumoase. And I think she has wonderful clothes. Cred că are haine foarte frumoase. And she has a good figure. Arată bine. So, she has a... She knows not to eat too much, you know, she has a healthy diet. Știe că nu trebuie să mănânce prea mult, are o dietă sănătoasă. You know, did you see she has beautiful teeth? Ați observat că are dinți frumoși? She probably has a good dentist. Probabil are un dentist foarte bun. Yes, okay. And you look at her makeup. Dacă te uiți la makeup-ul ei. You can't see it. Nu poți să-l vezi. But I think there's a little bit there. Dar cred că este totuși puțin acolo. But it's so careful that you don't see it. Dar este atât de subtil încât nu-l vezi. And so she is a, I can see she's a very balanced person. Este o persoană echilibrată. Oh. Okay. So what I did now. Tot ce am făcut acum. We all do automatically. Facem cu toți dintre noi în mod automat. Just in a split second. În câteva secunde. We get an impression. Ne formăm o impresie. It's a impression of beauty, clothing. Datorită hainelor, pe cum arată persoana, unghiilor. Do you see that? And this one? Ai felul lui? Yes. Okay, felul de la godnă? Yeah. Okay. So these are all. By seeing that, you know she has a boyfriend. Văzând acest inel de logodnă, stai seama că are un prieten logodnic. So I should prophesy over a new boyfriend. Așa că voi profeți, nu voi profeți cu privire la un alt prieten. No way. So this is visible for everyone who just watches. Aceste lucruri sunt vizibile pentru toată lumea. In prophecy, this is very forbidden. În profeție, însă, acest lucru este interzis. Automatically you might do it, but it's forbidden. Ar putea să faci acest lucru în mod automat, să ai deja o impresie, dar este interzis. Because this is information from the natural. Pentru că aceste lucruri sunt informații din natural, din domeniul natural. Prophecy is a supernatural thing. Profeția însă este un lucru supranatural. So we don't need the natural. Așa că nu avem nevoie de domeniul natural să ne ajute. Maybe Christina will do an exercise with you. Poate Cristina va face mai târziu un exercițiu cu voi. And she will have three pieces of paper. Va lua trei foi de hârtie. Number one. Numărul 1. There's a one on it. Number 2. Numărul 2. Number 3. Și numărul 3. On the back will be a name. Pe spatele acelei foi de hârtie va fi un nume. But you don't know what name. Dar nu știi ce nume. And she will ask you to prophesy with number one. Și te va ruga să profețești asupra numărului 1. No idea who it is. Nu ai idee cine este acel om. You don't have to prophesy if it's a man or a woman. Nu trebuie să știi dacă e un bărbat sau o femeie. It will just be my child. Poate să fie un copil. And then over number two. Apoi numărul 2. You have no idea who it is. Nu ai nicio idee cine este. And then number three. Și apoi numărul 3. So where can you get your information? De unde poți să-ți iei informațiile? Only from God. Doar de la Dumnezeu. Because you have nothing else. Pentru că nu ai nicio altă informație la dispoziție. So, if you see a person and that person has outward appearance. Așa că dacă vezi o persoană și te uiți la înfățișarea ei exterioară. Yesterday I told you about the woman in tears, you know. Ieri v-am povestit despre femeia care cu lacrimi, care curgeau lacrimile. And I really messed it up. Și am curcat-o rău de tot.
And so if you look at the outward appearance, așa că dacă te uiți la înfățișarea exterioară, and try to detect something, și încerci să detectezi ceva, you're messing up the natural and the supernatural. Vei amesteca naturalul cu supranaturalul. So that's wrong. Și acest lucru este greșit. So I will prophesy over you. Așa că voi profeți pentru tine? Is that okay? Este ok? It's okay. It's okay. No, the microphone. With, no. It was a joke. I say jokes too. Okay. Okay, give me a hand. De mână. Okay. So I'm just forgetting what I saw. Uite tot ce am văzut. Just erasing it now. Șterg din memorie, înfățișarea ei. Takes a few seconds. Pentru câteva secunde. Okay. Va dura câteva secunde. The Lord is showing me a big stone. Dumnezeu mi-a arătat o piatră mare. And it's on a slope. Și este pe o deal. On a slope. Pantă. Yeah. Okay. And when you look at the stone, you think, that's a big one. Și când te uiți la această piatră, te gândești, este mare. How can that be removed? Cum poate această piatră să fie îndepărtată, înlăturată? And the Lord says, și Dumnezeu spune, as I see it, it's on a slope. Cum o văd eu, este pe această pantă. And it's enormous stone. Este o piatră enormă. Just needs a little push. Are nevoie doar de o mică împingere. And it will roll down. Și va cădea la deal, se va prostoguli la vale. And be gone forever. Și va fi îndepărtată pentru totdeauna. And this is what the Lord says to you. Și acest lucru îți spune Dumnezeu. He says, Roxana. Roxana. There are problems. There sunt probleme. And they are like stones on a slope. Iar aceste probleme sunt ca și pietre pe o pantă. They might seem big. Ar putea părea mari. They are big. They sunt poate mari. But they have no strength. Dar nu au nicio putere. I'll remove them for you. Le voi îndepărta pentru tine. Some of them you have to push them yourself. Pe unele dintre ele va trebui tu să le împingi. And the moment you push, și în momentul în care le vei împinge, they'll just run away. Se vor rostogoli la vale. And don't trouble you anymore. Și nu te vor mai deranja. The Lord says, don't worry about the things that are in front of you. Dumnezeu îți spune să nu te îngrijorezi de lucrurile care stau în față. They seem big. Par mari, but have no substance. Dar nu au nicio substanță. And I'll take care of you. Și eu voi avea grijă de tine. Amen. Amin. Amen. Does it help you? Yes. Okay. Te-a ajutat? Da. So, thank you, Roxana. Mulțumesc, Roxana. So, next to what is obviously visible. Așa că față de ceea ce este vizibil în mod natural. This is the next point. Următorul punct. There's something else visible. Mai este ceva care este vizibil. And I don't know the right English expression for it. Nu cunosc expresia engleză foarte potrivită pentru acest lucru. But it's a gift. Dar este un dar. And every social worker or doctor has it. Pe care orice doctor și asistent social îl are. It's the quick judgment. Este o judecată rapidă. I'll explain it. Și voi explica acest lucru. Suppose a couple comes in the ministry room. Să presupunem că un cuplu intră în aceste camere de vindecare. First comes the woman. Prima dată intră femeia. Now comes the man. Apoi intră bărbatul. So now you know it all. Așa că tu deja știi tot. You know it all. Ți-ai făcut deja o impresie. You immediately know the balance of power in the marriage. Deja știi care este relația din căsnicia. You know the character of the man. Știi caracterul bărbatului. You know the character of the woman. Al femeii. And so, if you have been ministering a lot. Așa că dacă ai lucrat în acest domeniu de slujire mult timp. Or doctor, or social worker, or pastor. Sau dacă ești doctor, un asistent social sau pastor. And so you're meeting many people. Și întâlnești mulți oameni. This gift is developed. Acest dar se dezvoltă. And you see a person and you think, oh, this is a person with low self-esteem. Și vezi o persoană și spui, ah, această persoană în care nu are prea multă credere în ea. Oh, that person is very incorrectable. Persoana aia nu poate fi corectată. Oh, that one is very insecure. Acea persoană nu este foarte sigură pe ea. Oh, this is really a rebel.
Este un rebel. And this is just, it just, you just see it. Și pur și simplu vezi aceste lucruri. You see it, oh, this person is in self-pity. Ah, persoana asta se autocompătimește. You just see it. Vezi lucrurile. So this is not visible in the clothing. Nu este vizibil în îmbrăcăminte. But you can sometimes read it in the eyes. Pur și simplu uneori poți să vezi în ochi aceste lucruri. And we call that reading. Și numim acest lucru citire. Citești persoana. A lot of people who prophesy use reading. Și multe persoane care profețesc folosesc această metodă. Ei citesc persoana care se află în fața lor. And I think it's in some way forbidden. Și mi se pare acest lucru interzis. Because it's not the truth of God. Pentru că nu este adevărul lui Dumnezeu. You know, because it can be very tricky, you can be very wrong. Poate să fie foarte periculos pentru că poți să greșești foarte puternic, foarte tare. But maybe God is not interested at all in those aspects of your character. Poate că Dumnezeu chiar nu este interesat deloc în acele aspecte ale caracterului. And you just add those things and it's not really God speaking. Și tu adaugi acele lucruri pe care le-ai văzut profeție și nu este Dumnezeu cel care vorbește. But it's that natural gifting of your soul that is speaking. Ce este abilitatea ta naturală de a citi oamenii pe care o adaugi la profeție. So I in ministry I always want to refrain from that. Așa că în slujire încerc mereu să nu mă leg de acele lucruri pe care le văd. Yeah. And well, there's some more points. Mai sunt câteva puncte. And that is like when you are in stress or in conflict. Unul dintre ele este în situații în care ești în stres sau poate în conflict cu cineva. If you are in stress, it's very hard to hear the voice of God. Dacă ești stresat, este foarte greu să auzi vocea lui Dumnezeu. Even worse when you're in some kind of conflict. Even? Worse when you're in some kind of conflict. Ți se pare că ești în conflict, într-un fel de conflict. So, yes. So there was a church. A fost odată o biserică. And in this church arose a conflict between most church members and the pastor and his friends. Și în această biserică exista un conflict între majoritatea membrilor bisericii și pastorul și prietenii lui. And both got revelations. Și ambele tabere aveau revelații. So the pastor and his friends got revelations. Așa că pastorul și prietenii lui au primit revelații. That the church members were rebellious. Că membrii bisericii erau rebeli. And the church members, the majority. Și majoritatea congregației a primit și revelații. Got revelations that the pastor was manipulative. Că pastorul era manipulat. And so this is very obvious when you're an outsider. Este foarte evident pentru noi care stăm în exterior și observăm acest lucru. That you see that the stress of the conflict determines the way what they received. Și observ că datorită faptului că ei se aflau în stres datorită acestui conflict, acest lucru a manipulat ceea ce ei au auzit de la Dumnezeu. So, if there is a stressful situation in a church, dacă există o situație de conflict sau care provoacă stres în biserică, you cannot receive revelation. Nu poți să primești revelație. Unless you are able really to return in the peace of God. Decât dacă ești capabil să te întorci în pacea lui Dumnezeu. But I suggest don't prophesy unless you are sure that you are in the peace of God. Dar îți sugerez să nu profețești decât dacă ești sigur că ai intrat în pacea lui Dumnezeu. And you know God is so strange. Și Dumnezeu este atât de ciudat. In our ministry we might have husband and wife coming separately. În lucrarea noastră, slujirea noastră, avem soț și soție care vin separat. So you prophesy over the wife. Așa că la început profețești soției. Oh, the Lord loves you. Dumnezeu te iubește. You're perfect, nothing wrong with you. Ești perfectă, nu e nimic rău cu tine. And then she start complaining about her husband. Și apoi începe să se plângă de soțul ei. That he doesn't understand her. Că el nu înțelege. And he can't talk. Și nu poate să vorbească. And he always withdraws. Și întotdeauna se retrage. So next day comes the husband. Și următoarea zi vine și soțul. And you don't know. Și tu nu știi. So you prophesy over him. Și profețești și lui. Oh, the Lord loves you very Dumnezeu much. Te iubește foarte mult. And you are okay. Ești okay. God loves you. Dumnezeu te iubește. You will have a ministry. Vei avea o lucrare. And you think, how can that be? Și
te gândești, cum poate să fie acest lucru? She is perfect and he is perfect. El este perfect și ea este perfectă. And yet they are fighting. Și totuși se ceartă. The way God looks at people. Felul în care Dumnezeu îi privește pe oameni. Is far more understanding. Than we. Este peste înțelegerile noastre. I thought God was righteous, just. Eu cred că Dumnezeu este drept și neprihănit și vrea să facă dreptate. He really understands us. Dar El ne înțelege cu adevărat. He really understands us. El chiar ne înțelege. He knows far better who we are and in what condition we are than we think. El știe mult mai bine cine suntem noi și care este starea în care ne aflăm decât credem noi. I want to tell you a little story. Și aș vrea să povestesc o mică întâmplare. A few years ago, câțiva ani în urmă, I made a trip to South America. Am făcut o călătorie în Sud America. Day after day ministry. În fiecare zi slujam. Preaching to Amazon Indians. Predicam indienilor din Amazon. And they didn't eat me. Și ei nu m-au mâncat. And it was exhausting. A fost foarte obositor. I came back on a Saturday. M-am întors acasă într-o sâmbătă. And you have a flight through the night against the sun. Și când ai un zbor pe perioada de noapte, I dislike that. Din vest la est. Because you're missing a full night. Pierzi o noapte întreagă din cauza fusului orar, pierzi o noapte întreagă. Poți deci zi și ajungi tot pe zi înapoi. So you come home very tired. Și ajungi acasă foarte obosit. Sunday morning preaching. Duminică dimineața trebuia să predic. Sunday evening healing room. Duminică seara camerele de vindecare. Monday laundry. Luni trebuia să îngrijesc să spăl rufele. Mail. Să îngrijesc de toate corespondența care am primit-o. Garbage. Gunoiul. Emails. And the whole day you're trying to cope what's there. Și toată ziua încerci să rezolvi ce ți-a rămas înainte să pleci. So Tuesday morning starts life. Așa că marți dimineața începe viața. I went to the little shop. Am mers la un magazin. And I bought groceries for the week. Și am cumpărat ce avem nevoie, legume pentru săptămână. So I had two bags of groceries. Aveam două pungi pline cu legume, cu ce aveam nevoie. And I entered my house. Am intrat înăuntru. And suddenly I got very sad. Și am devenit într-o dată foarte trist. Because my house is empty. Pentru că casa mea era goală. My friends were gone. Prietenii mei au plecat. I come in an empty house. Și am rămas într-o casă goală. There's no one to talk to. Nu este nimeni cu care să vorbesc. No one who belongs to me. Nimeni care să-mi aparțină. No one to share what I have experienced. Nimeni cu care să împărtășesc ce am experimentat. And I got very sad. Și am devenit foarte trist. And I said to the Lord. Și am spus Domnului. Lord, I am not that complaining kind of man. Doamne, eu nu sunt o persoană care se plânge foarte mult. Normally I'm not complaining. În mod normal nu mă plâng. But in some way it hurts. Dar într-un anumit fel mă doare acest lucru. Right now it hurts. Chiar acum, în momentul acesta, mă doare. Help me. Ajută-mă. 10 minutes later, the telephone rings. 10 minute mai târziu, a sunat telefonul. A friend. Un prieten. Hi, John. Hi. Gordon, are you home? Ai ajuns acasă bine? I must tell you something. Vreau să-ți spun ceva. Esther dreamt about you. Estera a visat cu privire la tine. I know who Esther is. Știu cine este Estera. Don't have a telephone number. Nu am numărul de telefon. Don't have her address. Nu am adresa ei. She's very beautiful. Este foarte frumoasă. She's a worship leader. Este un lider de închinare. But she's married. Dar este căsătorită. So I made a joke. Așa că am făcut o glumă. I said, well, she should dream about her own husband and not about me. Ei, ar trebui să viseze la soțul ei, nu la mine. He said, but you don't know yet what she dreamt. Și el mi-a răspuns, ei, dar nu știi încă ce a visat. I said, okay, tell me. Am spus, ok, spune-mi. He said, oh, Esther dreamt that you entered your house with two bags of groceries. Esther a visat că ai intrat în casa ta cu două pungi pline de cumpărături. That just happened 10 minutes earlier.
ceea ce s-a întâmplat cu 10 minute în urmă. And that the angel entered with you in și că îngerii au intrat cu tine în casă. And God said, și Dumnezeu a spus, if he only saw that, dacă el ar vedea asta, if he only saw dacă that, doar ar putea să vadă acest lucru, then I started crying. Și am început să plâng. Because he must have dreamt a night before. Pentru că cu siguranță acest vis a fost cu o noapte în urmă. Before it even happened. Înainte să se întâmple cu adevărat. And she doesn't have my telephone number. Și ea nu are numărul meu de telefon. So she had to phone someone else. Așa că a trebuit să sune pe altcineva. That person had to phone me. Și acea persoană să-mi transmită mie. And it all came within 10 minutes. Și totul s-a întâmplat în 10 minute. After I said, God help me. După ce am spus, Doamne, ajută-mă. This is my Jesus. Acesta este Iisus al meu. You can only fall in love with him. Poți doar să te îndrăgostești de el. He knows my heart. El îmi cunoaște inima. He knows my emotions. Îmi cunoaște emoțiile. He knows me even deeper than I know myself. Mă cunoaște mai adânc și mai profund decât mă cunosc eu. God is a wonderful companion. Dumnezeu este un prieten, un companion extraordinar. He knows exactly what I need. Știe exact de ce am nevoie. And he is there to heal my heart. Și este acolo ca să-mi vindece inima. That's my Lord. Acesta este Domnul meu. Okay. Let's see. Okay. We'll go on for about 10 minutes. Vom continua pentru încă 10 minute. So now you had these many conditions of neutrality. Am auzit acum toate aceste condiții, puncte ale neutralității. And so when you prophesy of a person, așa că atunci când profețești unei persoane, you don't have to go along the 16 points. Nu trebuie să iei în minte toate cele 60 de puncte. But realize that you must have an attitude of neutrality. Ci trebuie doar să conștientizez că trebuie să avem o atitudine de neutralitate, trebuie să fim neutri. When there has ever been false prophecies, când s-au întâmplat și au fost profeții false, it mostly refers to one of those 16 points. De cele mai multe ori s-au referit la aceste 16 puncte. Am uitat unul. Nu 60, îmi pare rău, 16. This is when you have personal interest in the situation. Atunci când ai un interes personal în situația de față. So, in one church there was this young girl and she had this talent for singing. Era într-o biserică o fată care avea talent în a cânta. And her pastor prophesied over her. Și pastorul i-a profețit. And said, the Lord called you to be a worship leader. Și a spus, Domnul te-a chemat să fii un lider de închinare. In my church. În biserica mea. Okay, you got it? That's please. And so this is like he sees God shows him the talent. Dumnezeu i-a arătat talentul. But there's also a personal interest. Dar în același timp este și un interes personal. I can tell you another one and it's very sad. Pot să vă spun încă o întâmplare foarte tristă. You have this American television. Este această pastor care se prezentează televiziunile americane, emisiunile de televizor american. This broadcasting costs a lot of money. Această emisiune costă foarte mult. So during the broadcastings there's always the request for donations. Așa că în timpul acestor emisiuni, tot timpul acești pastori fac cereri pentru donații. Now it's always been dangerous to judge. Este periculos să judeci. I mean, I'm not responsible for a whole team of staff. Eu nu sunt responsabil de o echipă întreagă care lucrează pentru mine, împreună cu mine. I'm responsible for myself. Eu sunt responsabil doar de mine. And I have some little more responsibilities. Și mai am încă câteva mici responsabilități. But I don't have to pay salaries for a staff. Dar, de exemplu, eu nu trebuie să plătesc salarii acestor oameni care lucrează don't pentru have mine. To rent an office. Nu trebuie să închiriez un birou. My office is my bedroom. Biroul meu este dormitorul meu. And so I don't have that, so it's possible. Așa că eu nu am aceste responsabilități.
I don't have to pay for television. Nu trebuie să plătesc aceste emisiuni la televizor. So, I don't have those burdens. Deci nu am aceste poveri. And I don't have the stress of those burdens. Și nu trăiesc sub stresul acestor poveri. But then I hear a television pastor say this. Dar apoi aud un anumit pastor la televizor care spune: God reveals to me. Dumnezeu îmi descoperă. That right now the gates of heaven are very open. Cerurile ușa cerurilor este deschisă, porțile cerurilor sunt deschise. And if you donate now, și dacă donezi acum, you have a hundredfold reward. Vei avea o răsplată de 100 de ori mai mult. This mai mare. Is now. Acum. I feel it's now. Simt că este acum. Don't wait for another half an hour, then nu mai aștept încă o jumătate de oră până se închid porțile. Because then there will be the next pastor with his request. Pentru că atunci va urma următorul pastor cu cererea lui. But when you phone now, dar dacă suni acum, God says you will have a hundredfold reward. Dumnezeu spune că vei primi o răsplată de 100 de ori mai mult, mai mare. Sometimes there's so much begging in those programs. Uneori acest lucru este de fapt o cerșală. That if an unbeliever would see that. Și dacă un necreștin ar vedea acest lucru, his prime idea would be that it's just about. Prima idee care el și-o urmează este că e vorba doar de cerșit. And that it's not about the gospel. Și nu este vorba despre de evanghelie. So, I'm not entitled to judge about this. Nu vreau să judec și nici nu sunt aici să judec aceste lucruri. But I did witness broadcast. Dar am fost martor acestor emisiuni. In which was said, God shows me. Și în care se spuneau, Dumnezeu mi-a arătat acum. And I said, it's just not true. Și mi-am spus, nu este adevărat. And there's too much personal interest in this. Este mult prea mult interes personal în acest lucru. Of course, it could happen to me if I have a personal interest. Sigur mi s-ar putea întâmpla și mie dacă aș avea un interes personal. You know, suppose I have people that work for me. Să presupunem că am oameni care lucrează pentru mine. And at a certain point they want to work for someone else. Și în alt moment vor să meargă să lucreze pentru altcineva. And I would use prophecy to bind them to me. Și aș folosi profeția ca să îi cumpăr pentru mine. I can't do that. Nu pot să fac acest lucru. Okay. That's another thing that I want to explain to you. Încă un alt lucru aș vrea să vă explic. It's also a reason for false prophecy. Un alt motiv, cauză, o altă cauză a profeției false. All of us have a prophetic mandate. Toți avem un mandat profetic. It means acest lucru înseamnă that we ourselves can hear the voice of God. Că noi putem să auzim cuvântul lui Dumnezeu. And we can bless others with words of God. Și putem să-i binecuvântăm pe alții words of encouragement. Cuvinte de încurajare. That's what prophecy is for. Pentru aceasta este profeția. Now, I'm invited here. Acum eu sunt invitat aici to teach. Să învăț. And Aurelia heard about me. Și Aurelia a auzit despre mine. He knows that I'm prophesying. Știe că eu profețesc. So he is okay if I prophesy over you. Așa că pentru el este foarte ok ca eu să rostesc cuvinte profetice în viața voastră. That is my mandate. Acesta este mandatul meu. I have permission to prophesy over you. Eu am permisiunea să profețesc în viața voastră. But my mandate also has limitations. Dar mandatul meu are de asemenea limitări. I'm not going to prophesy over this church. Nu voi profeția asupra bisericii. Because I'm not the pastor. Pentru că nu sunt un pastor. And I'm not the apostle. Și nu sunt un apostol. I mean a person as an overseer over a church. I'm not. Nu sunt un vegheator asupra bisericii, un apostol. I'm not prophesying over him. Nu profețesc asupra lui. Well, he asked me. Dar dacă mă întreabă, so then I did. Dar m-a întrebat deja, așa că am făcut-o deja. But he asked me. Dar el m-a întrebat. And if he asked me, he gave și dacă mă întreabă, profețesc. But I would normally not do it. Dar în mod normal nu aș face acest lucru. Certainly not in public. Și cu siguranță nu în public. When he asked me, I'm okay. Dacă el îmi cere acest lucru, este ok. But I don't take a presumptuous mandate. Dar nu iau acest mandat presupus. I have no mandate to prophesy over Romania. Nu am mandat să profețesc asupra României. No. Nu.
God didn't give me that. Dumnezeu nu mi-a dat acest, nu mi-a cerut acest lucru. I mean, God spoke to Jeremiah. Dumnezeu a vorbit, de exemplu, lui Ieremia. Today I give you a mandate to uproot nations and destroy countries. Și a spus, astăzi îți dau mandatul, porunca să distrugi țări și națiuni. But he never gave me that mandate. Dar mie nu mi-a dat acest mandat niciodată. He never told me to do that. Nu mi-a spus să fac acest lucru. So I'm not doing that. Așa că nu fac. It's given to me. Decât dacă mi se dă. So what we see that there are people who don't realize that. Sunt oameni care nu realizează acest lucru, nu conștientizează. They come uninvited to a church. Și vin neinvitați la biserică, la o biserică și încep să profețească. Well, no one asked them to do that. Nimeni nu i-a cerut să facă acest lucru. No one gave them a mandate. Nimeni nu i-a rugat, nu i-a dat un mandat. So mostly it's presumptuous. Așa că de multe ori este presupus, ei cred că au acest lucru. And then they prophesy over the church vision or church politics. Și încep să rostească cuvinte profetice asupra viziunii bisericii, politicii bisericii. Just start prophesying over the pastor and criticizing. Asupra pastorului și critică. So this is presumption. Ei cred, ei au un mandat presupus, cred că au acest lucru. And then they think they can prophesy over nations. Și apoi cred că pot să profețească asupra națiunilor. Over the return of Christ. Cu privire la întoarcerea lui Hristos. And over the eschaton. Cu privire la vremurile din urmă. And this is presumptuous. Iar acest lucru este presupus. And it's not fulfilled. Și nu se întâmplă. So recently we had a man, I never heard of him, who prophesied over Holland. Recent s-a întâmplat, un om a profețit cu privire la Olanda. And he prophesied that our country would be hit by a tsunami. Și a spus că Olanda va fi lovită de un tsunami. In April, 2 years ago. În aprilie, cu 2 ani în urmă. Now our country is below sea level. Țara noastră este sub nivelul zero, sub nivelul mării. So if a tsunami comes, așa că dacă vine un tsunami, uragan, noi toți vom muri. 70 million people will die. 70 de milioane. 70 milioane. Pentru că suntem sub nivelul mării. So that kind of wave will destroy our whole country. Așa că un val de asemenea mărime va distruge toată țara. The big cities are on sea level. Cele mai mari orașe din Olanda sunt sub nivelul mării. So if a wave of 6 meters comes there. Așa că dacă vine un val de 6 metri, de exemplu, it will just disappear. Va distruge tot. Of course it didn't happen. Cu siguranță nu s-a întâmplat. And when they asked the guy to be responsible. Și un cineva l-a întrebat toată pe acest bărbat care a spus această profeție să explice. He said, well, it didn't happen because we interceded. Și el a spus, păi nu s-a întâmplat de cauza că am mijlocit. Yeah. Ok. So, but some years ago there was a man, David Wilkerson. Acum câțiva ani era un om, David Wilkerson. Who heard of him? Cine a auzit de el? Ok. We all heard of him. Toți am auzit de el. So he is world famous. El este faimos. I mean, he's the founder of Teen Challenge. El este fondatorul Teen Challenge. At that time he had 30,000 people that worked for him. La acea vreme avea 30,000 de oameni care lucrau pentru el. Running hundreds of rehabs over the world. Care conduceau sute de case de reabilitare. So he's a great man of God. Așa că este un om extraordinar al lui Dumnezeu. So when he sees a vision. Când el are o viziune. And publishes that in a book. Și publică acest lucru într-o carte. I take it very seriously. O iau foarte serios. Because he's a man with great mandate. Pentru că el este un om cu un mandat foarte mare. So when he prophesies. Așa că când el profețește, he has a mandate. El are un mandat să facă acest lucru. We take it seriously. Și așa că notăm acest lucru foarte serios. I mean, when I was a church pastor. Când eu eram un pastor în biserică. Of course, the Lord spoke to me about the church strategy. Cu siguranță Dumnezeu mi-a vorbit cu privire la strategia din biserică. Because it was my church. Pentru că era biserica mea. And so obviously he would tell me. Și așa clar el îmi spunea acest lucru. Dar eu nu mai sunt acum un pastor. He's not going to give the vision to me. Nu îmi va da aceste viziuni mie. Because it's not my mandate. Pentru că nu mai este mandatul meu. So prophecy has been abused to gain importance. Așa că profeția a fost abuzată pentru a câștiga importanță. And so that is not what God wants. Și aceasta este nu este ceea ce Dumnezeu vrea. And God will not confirm it. Și Dumnezeu nu va confirma aceste profeții. So we get those prophecies that are not fulfilled.
Așa că ne alegem cu aceste profeții care nu se împlinesc. So there have been many prophecies about revival. Au fost foarte multe profeții cu privire la trezire. People came to Holland and said revival will start there. Oamenii veneau în Olanda și spuneau trezirea va începe aici. And from there it would go to Germany, France, and at the end in Romania. Și de acolo va merge în Germania, Franța și apoi în România. But the truth is, it will start in Romania. Dar adevărul este că începe în România. The point is, ceea ce vreau să subliniez este they că said the same in Denmark. Spun acest lucru, același lucru și în Danemarca. And the same in Germany. Și același lucru în Germania. And the same everywhere. Și același lucru peste tot. So this is mainly enthusiasm. Acest lucru este vine din entuziasm, în cea mai mare parte. But I do believe this is not a prophecy, but I do believe it will start in Romania. Aceasta nu este o profeție, dar cred că va începe din România. Okay. What else about this, I think? Yeah. One thing more. Încă un lucru. To receive personal guidance. Să primești călăuzire personală. There can be the problem that there are other people involved. Cu privire la care ar fi problema în care alți oameni sunt implicați. So suppose I want to know if I'm going to marry you. Să presupunem, de exemplu, că eu vreau să știu dacă mă voi căsători cu tine sau nu. Sorry. So I could ask for revelation. Așa că aș putea să cer o revelație. And suppose I would receive yes. Și să presupunem că răspunsul ar fi da. But she is involved. Dar și ea este implicată în acest lucru. So I shouldn't even try. Așa că nici n-ar trebui să încerc. This is stupid. Este prostesc. You know, I can ask God like, should I connect to her? Nu pot să întreb pe Dumnezeu, ar trebui să mă conectez cu ea? Well, that could be done. Acest lucru s-ar putea întâmpla. That has no consequences. Și nu ar trebui să aibă consecințe. I mean, that would be okay. Ar fi ok. But to try to ask God like, will I marry her? Dar să-l întreb pe Dumnezeu, trebuie să mă căsătoresc cu ea? It involves the free will of another person. Implică voința liberă a celelalte persoane, celelalte. So you can't even go and ask that. Așa că nici nu trebuie și nici nu poți să mergi să întrebi acest lucru. You can't even ask a prophet to try. Nici nu să nu întrebi un profet să încerce să-ți spună acest lucru. I think I told you this morning about a guy who fancied a girl and went to a prophet. Will I marry her? Cred că m-am spus azi dimineața acest lucru despre bărbatul care a întrebat profet dacă să se căsătorească cu o anumită persoană sau nu. And the prophet said yes. Și profetul i-a spus da. He went to her and she said no. El a mers apoi la femeia respectivă și i-a spus nu. So you cannot ask or prophesy. Nu poți să ceri sau să profețești. When the free will of another person is involved. Când este implicată liberul arbitru al celelalte persoane. So people like ask me. Așa că, can you prophesy over my son that he will be saved? Când oamenii mă întreabă, poți te rog să profețești asupra fiului meu ca el să fie mântuit? Because he's not yet a believer. Pentru că el nu este încă un credincios. Și răspund, nu, nu pot. It's his free will. Este voința lui. Este voia, alegerea lui. And God respects free will. Și Dumnezeu respectă alegerea. Now suppose that by a prophetic word, you know, I could make him do the sinner's prayer. Se presupune acum că printr-o manifestare profetică aș putea să-l fac să rostească rugăciunea păcătosului. But the next day he has to pay the price, like all of us. El trebuie să plătească prețul ca toți dintre noi. And he has to make choices. Și trebuie să facă alegeri. And he has to purify his life. Și trebuie să-și purifice, să-și curățească viața. And we can't manipulate that. Și noi nu putem să manipulăm oamenii în asta. This is free will. Este voința lor personală, liberă. Every day it's free will. În fiecare zi au dreptul la alegere liberă. So you can't prophesy over the free will of other persons. Așa că tu nu poți să profețești asupra voinței libere a altei persoane. And I know some parents are very desperate to be sure that their children all will be saved. Și știu că unii părinți sunt foarte disperați să fie siguri că copiii lor vor fi mântuiți, de exemplu. This is a delicate thing. Este un lucru delicat. Because it's about free will.
Pentru că aici implică voința liberă a acelei persoane. And God respects free will. Și Dumnezeu respectă acest lucru. So be careful not to prophesy over situations in which the free will of other people is involved. Așa că fii atent să nu profețești asupra situațiilor în care este implicată liberul arbitru al altei persoane. Because even if it's the will of God, pentru că chiar dacă acest lucru ar fi voia lui Dumnezeu, the other person has a free will. Și cealaltă persoană are și ea o dreptul de a alege. I mean, suppose you're married. Să presupunem că ești căsătorit. Now you want a prophetic word that your husband will be always faithful to you. Și vrei un cuvânt profetic din partea lui Dumnezeu că soțul tău îți va fi mereu fidel. And he'll never lie to you. Și nu te va minți niciodată. God can't give that guarantee. Dumnezeu nu poate să-ți dea această garanție. We are all human and it's a matter of continuous choices. Este o chestie de alegere constantă. And prophecies are not meant to control people's life. Și profețiile nu sunt făcute să controleze viețile oamenilor. And make decisions over them. Și să ia decizii asupra lor sau în locul lor. So I think I about covered this subject. Cred că am acoperit cam tot ce vreau să spun. I'm just checking. I think we should have to exercise and then we'll have the dinner pause. Is that right? Acum ar trebui să avem un exercițiu și apoi pauză de masă. Putem avea și o sesiune de întrebări? Yes, sure. Da. Is it a short question? Este o întrebare scurtă. Pick it now. Dacă este o întrebare scurtă, poți să răspund acum. Eu am două întrebări. A doua este poate mai lungă. Dar prima, cum face fratele diferența între cuvânt profetic, darul profeției și slujba de pământ? How do you distinguish a prophetic word, a prophetic ministry and slujba de profetic, cuvânt profetic și slujba? And the gift of prophecy. What the prophecy, gift of prophecy, are you covering prophecy? That? Oh, you can. Yeah? Okay. Christina will answer that one. Christina va răspunde because she'll do a teaching on the several gifts of the Spirit. Pentru că ea va preda aceste daruri ale Duhului. So she'll cover that one. And your other question? Și a doua întrebare? Este, din câte am înțeles perspectiva pe care fratele îmi spune astăzi. As far as I understood the perspective you explained today. Și anume această învoire din partea bisericii sau unei persoane de a profeții. Adică permisiunea, practic. This permission to a church given to a person to prophesy. Am înțeles bine. Da, dar spune toată. Deci fratele încurajează practic să cerem permisiunea bisericii sau a unei persoane de a profeții, de a aduce un cuvânt profetic. What you encourage is to ask the permission of a person to prophesy over his church. Permisiunea de a profeții. Deci plecând de la acest aspect, ce opinie are fratele? What's your opinion regarding this? Asking permission to prophesy over an individual or a church? Well, I think normally. Ce opinie are despre partea aceea când Duhul Sfânt direct trimite undeva? What's your opinion regarding when the Holy Spirit sends you to a place, for example, or to somebody specifically? Și unde, bineînțeles, s-ar putea, nu se știe, dar s-ar putea să ai chiar și pregonire sau ceva de gen. And where it might end up with persecution or So obviously Elijah prophesied in situations where nobody wanted him to prophesy. Cu siguranță Elisei a profețit în situații în care nimeni nu a vrut ca el să profețească, să spună aceste lucruri. And King Ahab resisted him. Și regele Ahab i-a rezistat, ei s-au opus. And yet he prophesied. Și totuși el a continuat să profețească. Of course this is also Old Testament. Este desigur în Vechiul Testament. So the gift of prophecy is mainly meant for encouragement. Darul profeției este destinat încurajării. And only seldom. Și doar foarte rar. It will be a strong warning. Va fi o avertizare puternică. To the point of judgment. Very seldom. Care se îndreaptă spre judecată. Foarte rar se întâmplă să fie spre judecată. The character of prophecy in New Testament is mainly to encourage. Caracterul profeției în Noul Testament este încurajarea. Scopul ei este încurajarea. There's something I need to say even.
So the point is, if I'm a humble person, ce vreau să subliniez este că dacă eu sunt o persoană smerită, and not self-wise, și nu egoistă, and not presumptuous, și nu am preconcepții, and the Lord sends me to someone in high place, și Dumnezeu mă trimite la cineva care este poziționat în este într-o poziție înaltă, to prophesy over that person, să profețesc asupra lui, of course I'll do it. Voi face lucrul acesta cu siguranță. But then the Lord has spoken to me to take that position. Dar Dumnezeu mi-a vorbit și știu cu siguranță acest lucru, să fac acest lucru, să iau această poziție. But I'm not taking that presumptuously. Dar nu iau acest lucru ca și cred că Dumnezeu mi-a vorbit, să fiu sigur. Suppose I would feel I'm sent to a church. Să presupunem că simt că sunt trimis la o biserică. So then I would go to the pastor. Voi merge atunci la pastor. And I would say, well, I think the Lord spoke to me. Și voi spune, uite, cred că Dumnezeu mi-a vorbit. That I have a message for you or for your church. Și am un mesaj pentru tine și pentru biserica ta. And I would do that privately. Și voi face asta în mod privat. And then it's up to him. Și apoi depinde de el. It's his responsibility. Este responsabilitatea lui. If he says, well, I trust you, do it. Dacă el îmi spune, am încredere în tine, fă-o. Or if he says, spune și bisericii. Tell me first. Sau dacă îmi spune, spune mie întâi. And then I'll see. Și apoi voi vedea, voi judeca profeția. Or if he says, I'm not interested. Sau dacă îmi spune, nu sunt interesat. I think we should regard authority in the church. We should respect that. Trebuie să respectăm autoritatea în biserică. This, the whole point is that we all have problems with rejection. Toți avem probleme cu respingerea. Many people with prophetic gifts have more feelings of rejection than others. Cei care au daruri profetice simt respingerea mult mai mult decât alții. So they prophesy and the pastor might not agree. Așa că ei rostesc un cuvânt profetic și e posibil ca pastorul să nu fie de acord. Because whether they interfere with church politics. Pentru că ori sunt această prorocii nu sunt în aceeași direcție cu politica bisericii. Or there was soulish influence in the prophecy. Sau a fost influențe emoționale asupra profeției. So the prophecy tries the pastor tries to correct it. Așa că pastorul încearcă să corecteze această profeție și critică pe acel om. I'm not agreeing with the prophetic word. Și poate să spună, nu sunt de acord cu ceea ce spui. Not a prophet can do two things. Acum, această situație, profetul, cel care dă acest cuvânt, poate să facă două lucruri. He can take the humble attitude. Poate să rămână smerit. I said, okay. Și să spună, ok. Maybe I was mistaken. Poate am greșit. Tell me what was wrong. Spune-mi ce a fost greșit în ce am spus. Or he can take the other attitude. Sau poate să ia altă atitudine. Listen, it's not about me. Ascultă, nu e vorba despre mine. It's about the word of God. E vorba de cuvântul lui Dumnezeu. And if you disobey the word of God, și dacă nu asculți de cuvântul lui Dumnezeu, he'll hold you responsible. Tu vei fi responsabil. So what will the pastor do? Și ce va face pastorul acum? He'll bear with him once. Bear with him once. El îl va accepta luni. Once. O dată. And the next time he'll throw him out. Și a doua oară îl va arunca, îl va trimite. And then we have a wild prophet. Și atunci avem un profet sălbatic. That is non-correctable. Este incorrect, nu poate fi corectat. And they end up as a danger. Și ei sfârșesc prin a fi un pericol. They end up as a danger. Sfârșesc prin a fi un pericol. So, if the Lord puts you in a high position, așa că dacă Dumnezeu te pune într-o poziție înaltă, and people recognize that position, și oamenii recunosc această poziție, like with Samuel, cum s-a întâmplat cu Samuel, who gradually was recognized into a position, care treptat a fost ridicat și recunoscut în poziție. So if you're recognized in a position, dacă ești recunoscut de cei din jur, you can prophesy according to your mandate. Poți să profețești în acord cu mandatul care ți s-a dat. If you're not recognized in such a position, don't dacă do nu ești recunoscut în această poziție, nu o fă. Then there was one other thing. Încă un singur lucru mai vreau să spun. If a person comes to me for a prophetic word, dacă o persoană vine la mine pentru un cuvânt profetic, it's there. Este acolo. Îl am, acel cuvânt este acolo. Another person comes next week. Persoana vine și săptămâna viitoare. Brother, do you have a prophetic word for me? Frate, ai un cuvânt profetic pentru mine? Okay. Have it. Și îi spun, îi dau cuvinte, îi spun cuvinte profetice. Now he comes the third week.
Vine a treia săptămână. Brother, do you have a prophetic word for me? Ai un cuvânt profetic pentru mine? I said no. Îi spun nu. I mean, I might have it. S-ar putea să-l am. But it's no. Dar îi spun nu. Because I will say, I am not your Christ. Pentru că îți voi răspunde, eu nu sunt Hristos pentru tine. I am not your Savior. Nu sunt Salvatorul tău. You have the Holy Spirit. Tu ai Duhul Sfânt în tine. You should try to receive revelation. Tu ar trebui să încerci să primești revelații de la Dumnezeu. And my prophetic words are mainly meant for encouragement. Și cuvintele mele profetice sunt destinate încurajării. And not to replace your personal guidance. Și nu să-ți înlocuiască călăuzirea ta personală. And not to make people dependent on me. Și să nu-i facă pe oameni să devină dependenți de mine. I make exception for really psychiatric people. Fac excepții pentru oameni care au probleme psihice. That are very vulnerable, very helpless. Care sunt foarte vulnerabili și neajutorați. And I might like every week come with something encouraging. Și în fiecare săptămână pot îi da un cuvânt de încurajare. But those are very vulnerable people. Dar acești oameni sunt oameni foarte vulnerabili. That can't stand by themselves. Care nu pot să stea singuri în picioare. But I'm not willing to be the personal guide. Dar nu sunt dispus să fiu ghidul personal al cuiva. To replace the Holy Spirit. Care să-l înlocuiască pe Duhul Sfânt. Because the Lord would hold me responsible. Pentru că Dumnezeu mă va trage pe mine la răspundere. And we may not do that. Might feel good. S-ar putea să simți bine, să vrei să faci lucrul ăsta, people dar nu ar trebui. On you, might feel good. S-ar putea să simți bine ca oamenii să fie dependenți de tine. But it's really wrong. Dar este foarte greșit. I think I said enough. Okay. Christine, can you explain the next O să facem un exercițiu pentru a dezvolta darul profetic în mod neutru. Ceea ce înseamnă că nu o să știm pentru cine prorocim. Vă rog ca fiecare din voi să vă scrieți numele pe o foaie. Mai mică, atâta trebuie să vă scrieți numele. Și numele complet, că dacă sunt mai mult de Anca, să fie clar pentru cine o să fie cuvântul. După ce v-ați scris numele, împăturiți ca să nu se vadă numele. Deci persoana care va trage numele vostru să nu știe pentru cine e. Și apoi puneți în cutie. Imediat o să extragem fiecare un bilețel și o să scriem pe o foaie ceea ce primim pentru persoana respectivă. Foarte important să nu încercați să ghiciți dacă e bărbat sau femeie, pentru că aici e punctul vulnerabil și putem să înțelegem lucrurile greșit. Scrieți tot ce primiți la neutru, copilul meu și ceea ce primiți. Sau imaginea, descrieți-o și interpretarea pe care o primiți. Ok? Nu, prima oară extragem și apoi o să scriem. Mă aștept să-și aducă fiecare numele. Ok, o să fac o rugăciune generală de protecție, după care o să vă rog ca fiecare să reveniți și să extrageți un bilețel. Nu o să vă uitați pe bilețel să vedeți numele. Scrieți ceea ce primiți pentru persoană, revelația, dar și interpretarea ce înseamnă. Și la final, după ce ați terminat, mergeți la persoana respectivă și îi spuneți ce ați primit. Deci, cu aia. O să deschideți bilețelul să vedeți că tot... ok. Dacă nu cunoașteți, întrebați și nu, nu vă uitați pe bilețel. Vă uitați doar după ce ați scris ce ați primit, ca să nu fiți influențați. Am făcut exercițiul ăsta de câteva ori în grupele noastre mici și a fost foarte fain. Am învățat să procim în mod neutru. În același timp, ne-am dat seama unde suntem subiectivi. Și ceea ce v-am spus, să nu încercați să ghiciți dacă e bărbat sau femeie, ăsta e punctul vulnerabil. Ok. Doamne, cerem protecția Ta asupra acestui moment și suntem înaintea Ta pentru ca să Te slujim pe Tine slujind altora. Cerem protecția sângele Tău ce Sfânt asupra acestei încăperi. În numele Iisus Hristos, interzicem oricărui alt Duh să vorbească, poruncim să tacă orice alt lucru, iar ceea ce este în sufletul nostru.
Doamne, aducem la crucea ta, îți supunem ție și nicio influență din sufletul nostru să nu intervină acum. Nimic din lumea spirituală negativ, duh de minciună, de tulburare, de critică judecată, vă interzicem să vorbiți și Duhul Sfânt, îți mulțumim că tu o să fii cel care vorbești. Îți mulțumim că tu o să dai cuvinte de încurajare, de îmbărbătare, pline de dragoste, de înțelepciunea ta. Și Doamne, mă rog, declar, Doamne, că tu ești un Dumnezeu bun și vrei să dai pâine. Vrei să dai astăzi cuvintele tale copiilor tăi. Și le primim, Doamne, prin credință. Suntem aici ca să te slujim pe tine. Amin. Sau, poftiți să vă luați. Yes. Let's go.